Voleibalistele de la SCM Pitești au înregistrat în acest weekend cea de-a doua înfrângere din returul de campionat. Echipa pregătită de Elena Bonta și-a cedat clar cu 0-3 pe seturi confruntarea din deplasarea de la CSU Galați, una dintre forțele acestui campionat. Oaspetele au jucat bine doar în primul set pe care l-au pierdut la 22 de puncte. În cel de-al doilea și cel de-al treilea act al întrecerii, argeșencele au cedat la 12 și respectiv la 19 puncte. În urma acestui insucces, SCM Pitești ocupă penultimul loc în clasament, cu numai 5 puncte acumulate în 7 etape. Următorul meci al argeșencelor va avea loc pe data de 8 februarie, când acestea vor întâlni acasă pe CET Govora Râmnicu Vâlcea, una dintre adversarele noastre istorice. Vâlcencele au acumulat în 7 etape 11 puncte și sunt ocupante ale locului 3.